Asfaltările care se fac acum în Petroșani au și garanție. Potrivit primarului Tiberiu Iacobriții, lucrările au termen de garanție de 5 ani și până acum a fost decontată doar o parte a costurilor. Este vorba despre asfaltarea străzilor aflate în centrul municipiului Petroșani, lucrări care s-au finalizat pe anumite artere. La toate lucrările de infrastructură avem 5 ani. În municipiul Petroșani va fi refăcut terasamentul pe 12 străzi, iar lucrările de asfaltare costă peste 9 milioane și jumătate de lei. Banii vin din fonduri europene și lucrările au ca termen de execuție 20 de luni. Directorii mai multor unități de învățământ din județul Hunedoara au fost schimbați din funcție după ce conducerea Inspectoratului Școlar Județean a constatat că actul managerial a fost defectuos. Potrivit Inspectorului General Școlar Alexandru Lăutaru, într-un singur caz, directorul unității de învățământ ocupase funcția pe bază de concurs, dar a fost schimbat din cauză că la evaluare nu a reușit decât un calificativ de satisfăcător. În rest, în cazul celorlalți directori, nu li s-au mai prelungit delegațiile. Printre directorii schimbați se numără și directorii adjuncți de la Școala Generală Ide Sârbu din Petrila, respectiv Școala Generală Igheduca din Petroșani. Spectacol la Petroșani și concurs în Straja. Așa arată weekendul pentru locuitorii din Valea Jiului, care pot alege între September Fest la Petroșani și concursul de enduro din Straja. În Petroșani, vineri seara cântă Connector, sâmbătă Iris și duminică, în ultima zi a festivalului berii, va cânta Direcția 5. În plus, va fi organizat și un concurs de băut bere. În Straja, pasionații de motoare se întâlnesc în acest sfârșit de săptămână, unde va avea loc cea de-a treia etapă a campionatului național de enduro. Potrivit organizatorilor, aceasta este etapa finală a campionatului și va fi extrem de disputată. Concursul are loc în două zile, sâmbătă și duminică. La poliția din Petroșani au fost depuse în ultima perioadă mai multe plângeri legate de activitatea teraselor sau restaurantelor de pe raza localității. Oamenii se plâng în special de zgomotul și gălăgia create de aceste unități, în special pe timp de noapte. În principiu, activitatea restaurantelor, barurilor sau teraselor de vară este limitată până la ora 22, dar de fapt chefurile se țin lanț până dimineața. Ținând cont de numărul mare de sesizări, reprezentanții autorităților locale par a fi dispuși să ia din nou o serie de măsuri. Aici e o problemă în sensul în care în urma acestor reclamații se fac niște măsurători fonice și în funcție de rezultatul acestor măsurători se vor lua măsurile în consecință. În paranteză fie spus, în anii anteriori, chiar și după ce verificările organelor competente au demonstrat că limitele audiofonice sunt depășite, la multe dintre birturile din Petroșani, activitatea acestora s-a derulat și pe mai departe, nestingherită. Patronii locarilor sunt patroni, aceștia trebuie să câștige, iar liniștea cetățenilor nu prea mai contează. Pentru ocuparea celor 182 de posturi de recenzori din Petroșani au fost depuse până în prezent 258 de cereri. Recrutările celor care doresc să participe la recensământul din toamnă se vor încheia pe data de 15 septembrie. Mai primim cereri pentru că Direcția de Statistică, reprezentanții dumnealor în Comisia Județeană de pe lângă Instituția Prefectului au stabilit ca termen maxim pentru primirea acestor cereri 15 septembrie. Deci ca atare, până chiar dacă deja sunt foarte mulți, peste numărul necesar, noi vom mai primi încă cereri până data de 15. După data de 15 septembrie urmează ca dosarele să fie selectate și să fie aleși cei 182 de recenzori plus încă 29 de rezerve. Cu toții vor participa la o serie de cursuri de instruire. Păi după această dată așteptăm ca reprezentanții Direcției de Statistică să stabilească data instruirii. Îi vom contacta pe cei care vor fi selecționați. Eu o să duc aceste cereri la Direcția de Statistică, unde vom tria aceste cereri și îi vom contacta pentru instruire. În acest moment, chiar reprezentanții Direcției de Statistică în Comisia Județeană sunt duși la București pentru a se instrui. Pentru munca sa, un recenzor va fi recompensat la sfârșitul activității cu suma de 600 de lei. Recensământul se va derula în perioada 21-31 octombrie.
După epuizarea cantității de mălai european, a urmat o săptămână de pauză. Aceasta va continua până pe data de 16 septembrie, atunci când în Petroșan va sosi un nou transport de alimente din partea Uniunii Europene. Până în prezent, 558 de beneficiari ai ajutorului alimentar și-au ridicat rațiile de făină, orez, biscuiți, mălai, paste făinoase și lapte praf. În această săptămână nu am distribuit produse alimentare în programul PEAD 2011, deoarece, așa cum am mai spus și anterior, dacă unul dintre produse se epuizează, trebuie să oprim distribuirea. Din această cauză, primul aliment care s-a terminat din stoc a fost mălaiul. Noi am oprit distribuirea, iar următorul transport urmează să sosească în data de 16 septembrie. Aceasta fiind vineri, dacă sosește transportul, după informațiile primite de noi, atunci noi de luni, din 19 septembrie, începem să redistribuim produse. Numai în Petroșan, la începutul lunii septembrie, pe listele de beneficiari ai ajutorului alimentar european se aflau 3410 persoane. Numărul acestora va crește însă după data de 1 octombrie, atunci când Compania Națională a Huilei va disponibiliza alte câteva sute de persoane. Pâinea nu va putea avea mai puțin de 300 de grame. Asta face parte din noile reglementări care intră în vigoare în câteva zile. Din 15 septembrie, orice majorare a acestei cantități se va putea face numai din 100 în 100 de grame. La acest fapt s-a ajuns în urma nenumăratelor controle, în urma cărora s-au depistat diferențe care ajungeau la 70-80 de grame între cantitatea declarată și cantitatea reală a pâinii. În plus, cumpărătorii vor fi informați cu privire la gramaj și compoziție de gramaj pe ambalajul fiecărei pâini, unde se va aplica o etichetă distinctă.